сразу вот тут. De ce s-a întâmplat? Cred că va da răspunsul organul de poliție care deja anchetează acest caz. Noi, organizația teritorială a Partidului Democrat din Cahul, considerăm acest caz ca un act de huliganism, act de vandalism politic chiar. Considerăm că cuiva cred că nu-i place activismul Partidului Democrat, mai ales în ultimul timp. Rolul și locul Partidului Democrat în structura puterii din raionul nostru, din localitățile noastre. Noi simțim lucrurile acestea, simțim invidia care este din partea concurenților politici, simțim chiar și câteodată și o ură față de acele acțiuni pe care le întreprinde Partidul Democrat din teritoriu, dar aceste acțiuni, ele sunt salutate de populație. Lumea deja a obosit de mult de aceste lupte politice, de aceste baricade care au fost zidite cândva de concurenții noștri politici. Noi considerăm că de mult este timpul de pus capăt acestor confruntări. Dar cuiva probabil că nu este pe plac acest lucru. Evident, acest caz n-a să facă ca noi să lăsăm mâinile în jos, ba din contră, ne vom consolida încă mai tare și vom fi mai departe și mai puternici și vom răspunde acestor atacuri huliganice prin acțiunile concrete pe care le va face Partidul Democrat în binele societății noastre.